La începutul toamnei, Timișoara va fi nu doar capitala banatului și capitală culturală europeană, ci și capitala tinerilor ortodoxi. Cei care doresc să lege prietenii în duhul unității creștin-ortodoxe în perioada 31 august-2 septembrie mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a se înscrie la întâlnirea internațională găzduită anul acesta după trei ani de pauză de orașul de pe Bega. Deși în pandemie am fost atenți mai ales la noi și la sănătatea seniorilor, Studiile Organizației Mondiale a Sănătății arată că perioada de carantină și-a lăsat vizibil amprenta asupra tinerilor. În cazul tinerilor, e vorba de educație, și în perioada asta aproape că li s-a întrerupt fluxul acesta extraordinar al educației care se făcea la noi în mod natural, față în față, de la om la om. Educația prin mijloacele astea moderne poate suplini până la un punct educația firească, dar nu poate înlocui niciodată, pentru că tânărul are nevoie de mentorul lui să-l vadă în față, să-i vadă privirea, să vadă cu ce vrea să-l convingă. Ori atunci când intervine un ecran, educația online, dispare un anumit farmec, o anumită chimie, o anumită necesitate a dialogului. Eu mă uit în ochii studentului meu. Când sunt în fața unei săli de 100 de studenți care mă ascultă, mă uit să văd ce așteaptă studenții de la mine? Și tinerii aceștia, elevi și studenți, au pierdut foarte mult. Să nu uităm că, dincolo de pandemie și de întrerupere, ei au avut de dat niște examene. Uitați, cei care au dat examene anul ăsta, la bacalaureat, să spunem, sau la admitere în universități, au fost generația celor care au avut de suferit. O vreme a fost o mare dezorientare, pe urmă a fost o mare dezamăgire. Mulți s-au îmbolnăvit, atmosfera n-a fost propice educației. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi este unul dintre cele mai mari evenimente dedicate tinerilor organizate de Biserica Ortodoxă Română. Într-o lumea online-ului, ITO îi invită pe tineri să trăiască în offline, într-un mediu în care să numărăm nu laicurile și urmăritorii, ci virtuțile și prieteniile în Hristos. E un mare pericol care ne pândește. Și aceste întâlniri sunt ca niște medicamente împotriva acestui pericol. Adică pericolul de a ne izola și de a discuta unii cu alții prin mijloace artificiale, indirecte, de a nu ne vedea direct, pericolul acesta există și va duce la o străinare teribilă a spiritelor omenești, a sufletelor noastre. Și atunci faptul că totuși tinerii ortodoxi vin împreună de data asta la Timișoara. Eu am participat altă dată și în alte părți. Mi-aduc aminte de o întâlnire memorabilă la Cluj, orașul meu, în urmă cu ceva ani, înainte de pandemie. Întâlnirea de la Timișoara se potrivește și cu această efervescență de acolo legată de Timișoara, capitală culturală europeană. Faptul că ei se văd față în față și mai ales pentru mine, faptul că participă la un eveniment de spiritualitate ortodoxă, răsăriteană, de-a noastră, e o încurajare. Și de ce e o încurajare? Trăim în timpuri grele, nu numai din punct de vedere fizic, al pandemiilor, al amenințărilor, al, vedeți, cataclismelor naturale care ne înconjoară, de la cutremure până la inundații și incendii, ci trăim și un timp al înstrăinării noastre din punctul de vedere al. Concepțiilor acestora care își fac loc mereu, neomarxiste, progresiste, care îndeamnă pe oameni un lucru extrem de primejdios să nu mai aibă idealuri. Sau, unii care sunt mult mai subtili dintre acești toboșari ai vremurilor noi, ca să citesc dintr-un poet de pe vremuri, îi îndeamnă să aibă idealuri greșite. Orbiserica, prin accentul pe care îl pune pe virtuți și pe valori, Biserica seamănă ca rezultat încrederea. Și tineretul acesta are nevoie de încredere. Și faptul că se vor aduna mii, probabil, la Timișoara, e pentru mine și o alinare și o speranță pentru viitor și cred că pentru toți ar trebui să fie. Iar maturii, care au un cuvânt de spus, ar trebui să își forțele ca să ajute la reușita unor acțiuni de acest fel, care toate. Urmează să aibă un ecou fiecare din tinerii care participă, unii din țară, alții din străinătate, se vor întoarce la locurile lor de baștină și se va răspândi vestea. Și la următoarele întâlniri vor veni tot mai mulți. Aflu că și în alte părți din um, patriarhia noastră, chiar de peste hotare, se fac asemenea întâlniri. De exemplu, în toamnă, eu am fost invitat la o întâlnire cu tinerii ortodoxi din Germania nădăjduiesc să se întâmple peste tot acest lucru, să-i ținem aproape, să dobândească încredere în valorile adevărate ale vieții, în virtuțile cunoscute și afirmate și verificate, ca pe baza acestor lucruri să aibă încredere. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi de la Timișoara va fi a șaptea după edițiile de la Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu și Craiova.